Care este rolul bisericii creștine? Își îndeplinește ea oare scopul existenței sale? Rămâi în continuare să auzi povestea uimitoare a celei mai mari oportunități ratate din istoria creștinismului. Veneția, anul 1269. Pe pavimentul unei clădiri situată pe malul drept al canalului della Fava, tocmai debarcaseră niște călători în straie ciudate cu o droaie de bagaje. Zarva scosese pe la geamuri o mulțime de fețe curioase. Erau Niccolo Polo și fratele său Maffeo, negustor de lucruri scumpe. Se întorceau după 15 ani de călătorii. În casă, Niccolo află că soția lui îi murise curând după plecare, iar pe fiul său, Marco Polo, flăcău la 15 ani, acum îl zărea pentru prima oară. Ceea ce povestea Niccolo din călătorile sale îi fascina pe toți. Când ai de gând să te întorci? Îl întrebă nerăbdător Marco. Abia după ce m-o achita de înalta datorie față de Sfântul Părinte, răspunse tatăl. Misiunea lui, într-adevăr, era una măreață. Și Niccolo povesti cum, după ce au străbătut tot drumul mătăsii până la capătul Orientului, au fost primiți de marele Han, Kublai Khan, stăpânul întregii Asii. Cum el a poruncit să-i se povestească despre viața din apus, despre Dumnezeul lor, și apoi cum le-a cerut să ducă papei de la Roma scrisoarea lui cu o neobișnuită cerere, anume papa să le trimeată de îndată 100 de cărturari pentru a-i învăța pe toți mongolii creștinismul și felul în care trebuie să se închine lui Dumnezeu și, în plus, niște ulei de la Sfântul Mormânt. Contactele mongolilor cu Occidentul creștin au prins contur odată cu cumplitele lor incursiuni prin Europa, începând cu anul 1243. În schimb, mongolii cunoșteau destule despre religia creștină, datorită lucrării timpurii a misionarilor nestorieni încă din secolul 7. Așa se face că în secolul 11, două dintre triburile mongole aderaseră la creștinism. Însuși, marele Genghis Khan era căsătorit cu creștina Sorgactani din neamul cheraiților. Și pentru că o aprecia mult, și-a însurat fiii, viitorii hani, cu prințese creștine care exercitau o influență semnificativă. Lui Genghis Khan îi plăcea în mod deosebit să pună preoți budiști, creștini și islamici să se confrunte în fața sa, cercetându-le astfel credința. Ei bine, Niccolo Polo a trebuit să aștepte aproape 3 ani până când cardinalii au reușit să aleagă un nou papă. În sfârșit, în 1271, când papa Grigore al X-lea a citit scrisoarea, entuziasmul i-a pierit curând. La apelurile sale nu se găsea nimeni voios să meargă. La Vatican, cancanurile aveau mize mult mai mari și apoi să lași confortul Occidentului și să mergi până la capătul lumii. Mai de voie de nevoie, doi călugări s-au învoit să însoțească pe Niccolo, Maffeo și Marco Polo spre răsărit. Dar la scurt timp, ajunși într-o zonă de frământări din Orientul Mijlociu, cei doi călugări și-au luat tălpășița, preferând 1000 de canoane decât peripețiile drumului. După aproape 4 ani, în 1275, echipa lui Marco Polo s-a înfățișat înaintea lui Kublai Khan. Mult s-a bucurat de uleiul sfânt. Dar unde sunt învățătorii? Întârzie pe drum, o fi fost răspunsul lor. Și-au întârziat 20 de ani. În 1294, când o mână de misionari a sosit la curte, Kublai Khan murise, iar preferința mongolilor se îndreptase definitiv către budism. Istoricii o numesc cea mai mare oportunitate ratată din toată istoria creștinismului. Cauzele acestui rateu?
le vom înțelege doar dacă raportăm cazul la porunca lui Isus. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Unicul sens al bisericii este transmiterea mesajului salvării din moarte către lumea necreștină. De îndată însă ce biserica se instituționalizează sluindu-și sieși, dedicându-se beatitudinii clerului și a credincioșilor, ea devine irelevantă, iar creștinii devin un corp străin, deranjant pentru lume. Ne mai mirăm de ce anual sute de biserici se închid, se revând sau se demolează în Europa, în Olanda, de exemplu, câte două pe săptămână. Creștinismul nu se transmite cultural, nici genetic. El trebuie redescoperit în fiecare generație. Declanșarea acestei revelații depinde de calitatea modelelor pe care le oferim noi, părinții. Altfel, ne putem numi creștini de 2000 de ani, în timp ce Biblia ne contrazice. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dacă vrei să afli ce înseamnă să fii creștin adevărat, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Pe curând!